Una dintre cele mai spectaculoase lucrări feroviare din România, cu viaducte și tuneluri uriașe, zace nefolosită de peste 30 de ani. Deși tronsonul era aproape finalizat în 1990, politicienii și funcționarii statului l-au abandonat inexplicabil. Între timp, cei 40 de kilometri de șină au dispărut. Calea ferată s-a transformat într-un drum pietruit prin mijlocul pădurii. De la Revoluție și până astăzi, România a pierdut peste 700 de kilometri de cale ferată. O rușine pentru cei care administrează sistemul feroviar, un nou episod al campaniei Statul la Stat. În mod normal, ar fi trebuit să vă vorbesc acum din vagonul unui tren. Vă vorbesc de la volanul unei mașini, pentru că pe acest viaduct feroviar nu a circulat vreodată vreun tren. Are lungime de 1,4 km, înălțime de peste 50 de metri și este unul dintre cele mai mari viaducte feroviare din România. Deși a fost finalizat în urmă cu 34 de ani, trenurile nu au circulat niciodată pe aici. L-am văzut pe trenul pe acest viaduct, cu 40 de vagoane. Și? După acel tren? După acel trebuia tren, trebuia să intre în funcțiune, da. Și ce s-a întâmplat? A intrat în funcțiune așa cum vedeți. A dispărut. Exact. Și cale ferată a dispărut și cu totul. Nu s-a vrut. Că dacă s-ar fi vrut, ar fi circulat trenul. Locul a fost abandonat de CFR. Nu are pază sau bariere care să restricționeze accesul și nu există nici cea mai mică măsură de siguranță. Poate intra oricine dorește, chiar și copiii. Cel mai des sunt văzuți aici pasionații de off-road, în căutarea de senzații tari. Se întâmplă să treci des pe viaduct sau... Nu, în plimbare. Am urmărit pe internet, am văzut că este acest traseu și am venit să vedem cum este. Curiozitate sau de ce? Curiozitate, da. Simplă curiozitate. Cum ți se pare să mergi cu mașina pe viaductul de cale ferată? E ceva impresionant ce s-a putut construi acum câțiva zeci de ani. Am văzut tunelul din spate, 1889. Da. Încă rezistă foarte bine și lăsat în paragină. Uitați cât de riscant ești, ce puțin pentru copii. Se duce hăul ăsta aici. Aici are 50 de metri. Nici nu îndrăznesc să mă apropie. Da. Viaductul trece chiar pe deasupra caselor din Ciofrângeni. Unele acoperișuri au fost ciuruite de pietrele căzute accidental sau aruncate intenționat de diverse persoane. Oamenii spun însă că s-au obișnuit să trăiască cu sutele de tone de beton deasupra capului. Domnul din imagine chiar s-a folosit de pilonii din curtea sa pentru a îngropi câteva adăposturi de care avea nevoie. Ne-a luat terenul, ne-a luat viță de vie, plantație de pom. Astea le vedem acum, atunci eram copil. Deja am crescut cu el și a devenit ceva din viața noastră. Viaductul face parte din tronsonul Vâlcelele, județul Argeș, Bujoreni, județul Vâlcea. Una dintre cele mai impresionante construcții feroviare din țară. De-a lungul traseului există și două tuneluri, fiecare având o lungime de peste 2 km. În apropiere s-a construit și o gară. Fiind abandonată de CFR, localnicii au transformat-o în grajd pentru animale. Vedeți acolo că e o balegă ceva să încălcați. Podul la loto. Cineva de la CFR știți să fi mai venit vreodată pe aici să vadă, ia mă, ce se mai întâmplă cu gara aia? Nu. Nimeni niciodată. Chiar nu e interesat absolut deloc. Tronsonul feroviar scurtează distanța București-Arad cu peste 100 de kilometri, fiind important atât din punct de vedere al transportului călătorilor, cât mai ales al mărfurilor. După Revoluție, statul român, prin politicienii și funcționarii lui, au abandonat inexplicabil tot proiectul, aruncând la gunoi o investiție uriașă. De-a lungul anilor, mai toate guvernele au promis refacerea căii ferate. Nimeni însă nu a mișcat un deget. În 2004, premierul de atunci, Adrian Năstase, a venit personal la Ciofrângeni pentru a da asigurări că lucrarea va fi finalizată. Drept urmare, cei peste 40 de kilometri de șină și traverse au fost demontate și totul s-a oprit aici. Altele noi nu au mai fost aduse, iar calea ferată s-a transformat peste noapte într-un drum pietruit prin mijlocul pădurii. Curile rele spun că aceasta se încărca și mergea în port și... Dar nu pot să spun. Și de acolo? Și de acolo, nu știu. Nu pot să spun pentru că... Fier vechi. Probabil fier vechi. Sunt organe competente să răspundă la această întrebare. Din ce știu, atunci a venit o firmă, știu că erau niște mașini de hune, doar dacă bine mi-am aduc aminte, erau mașini de armată
satul s-a ocupat o doamnă, nu știu, și atunci a demontat toată calea ferată și știu că a dus-o la Băiculești. Și de acolo? Și de acolo, Dumnezeu cu mila. Dumnezeu cu mila. Exact, exact cum vă spun. Și a rămas așa? Da, și a rămas așa un drum pietruit. Pentru a afla ce s-a întâmplat, am mers la regionala CFR Craiova, care administrează acest tronson. Director aici este Ninel Cercel. Își cheamă un subordonat și promite că ne dă un interviu, dar ne roagă să-l mai lăsăm puțin pentru a se pune la punct cu toate detaliile. Ok, atunci hai să stabilim ca să fim operativi. E ora 10:20. Să mă lăsați cu text. Da, e în regulă la 10:30 să ne întâlnim din nou. Să vă dăm un punct de vedere. Sigur că da, nicio problemă. La ora stabilită ne întoarcem. De această dată, paznicul ne interzice să mai intrăm în clădire. Dânsul nu vă poate fi. Păi da, am stabilit cu dânsul să ne vedem la 10:30 aici. Cine m-a anunțat că avea programată o ședință cu transporturile militare, a început ședința, nu știu cât durează. Îl sunăm și ne răspunde prompt, semn că ședința cu transporturile militare apărută din Senin mai poate aștepta puțin. Ne spune că doar șefii de la București ne pot da detaliile cerute. Un serviciu oficial. Păi, și dumneavoastră nu puteți să mi-l dați oficial că sunteți directorul regional? Asta vă întreb. Nu direcționez la companie, iar compania vi-l va direcționa dumneavoastră. Așa avem de procedurat. Păi și acum o oră n-aveați procedura asta. Acum o oră mi-a spus să revin să vă sun. Nu am știut de solicitarea dumneavoastră că a fost înaintată la companie. Am înțeles. Deci noi găzduim neputința decidenților de a lua taurul de coarne să spună două lucruri. Continuăm sau îl conservăm. Nu s-a întâmplat niciuna nici alta. Șefii de la București nu ne-au răspuns până acum. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 1990, în România, existau 11.350 de kilometri de cale ferată. În loc ca rețeaua să fie extinsă, ea s-a scurtat. De atunci și până astăzi, au dispărut aproximativ 700 de kilometri de șină. Situația escaladează.